ușe am desenat. Bună ziua, vorbim astăzi cu un autor de literatură română universală, domnul Teo Bobe, care și-a lansat de curând cartea Contorsionista. În primul rând sunt curios, cum ați scris această carte? A fost greu, domnul Beckenbauer. A fost foarte greu. Vă dați seama că a trebuit să mă identific cu ea la fel cum fac cu toate celelalte cărți. Mă rog, să-mi pun piciorul după gât, a fost floare la ureche, doar că după ureche aveam nasul. În nas aveam rinichii, iar în jurul rinichilor mi se încolecise colecistul. Acum am mai destins, dar a fost foarte greu, vă spun. Da, acum arătați mai bine. Mulțumesc mult. Eu, fiind un degustător de obzecism, sunt foarte atent la detaliile acestea tehnice. Mi se pare că ați adus ceva inovații din acest punct de vedere. Ați folosit undeva refluxul conștiinței. Dacă fluxul are de obicei un sens, acest reflux nu duce nicăieri, nu? Nu. Și refluxul duce undeva, doar că în sens invers. Ce se întâmplă? Eu sunt din Constanța. Și încă din perioada grădiniței, de când o aveam educatoare pe doamna Buga, am studiat marea. Iar literatura este la fel ca marea, știți? Corsi e ricorsi, deal și vale, flux și reflux. Acum, e drept că în cazul acesta particular m-a ajutat și esofagita de reflux, provocată de perturbarea motilității tractului digestiv superior, de la contorsionări, știți? Prin cea mai frumoasă femeie din lume, ați intrat în gând cu mari autori, precum Camil Petrescu, Ion Budai-Deleanu. V-ați documentat mult pentru acea notă de subsol? Cred că ați uitat că volumul se numește Contorsionista. Și ceea ce numiți dumneavoastră notă de subsol este, de fapt, corpul și viceversa. Corpul este nota de subsol. Dar ca să răspund totuși întrebării dumneavoastră, am folosit, într-adevăr, Google, am folosit Wikipedia, am folosit foarte mult Kappa.ro, Ponticele lui Ovidiu și, de asemenea, volumul Peripatetic, unde mi-am pierdut părul, de Angelo Michievici. La începutul piesei Hotel Cismigiu, Tudor Chirilă pune o întrebare de bun simț. Se întreabă el acolo de ce am făcut această piesă. Dumneavoastră, de ce nu v-ați pus aceeași întrebare? De nesimțit. Ne apropiem de sfârșitul emisiunii, ceea ce mă face să mi-aduc aminte. Nu am înțeles sfârșitul. E suprarealist sau cum? Vezi, noastră, suprarealismul seamănă destul de mult cu onirismul, chiar dacă nu sunt unul și același lucru. Iar finalul este, de fapt, un omagiu adus cititorilor mei, acelor cititori care au rezistat până acolo și nu au adormit. Și țin să le mulțumesc și pe această cale. Mulțumim mult, domnule Teo Bobe. Mulțumesc și eu, domnule Eichhoven, pentru invitație. Cu creionul pe hârtie, o păpușă am desenat. Am închis îndată ochii și pe tine te-am visat. O păpușă